Situația în Mehedin se înrăutățește. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant în ultimele zile la nivelul județului. Doar în ultimele 24 de ore, 41 de mehedințeni au fost confirmați cu noul coronavirus. Al treilea val de pandemie își face simțită prezența la nivelul județului nostru. 12 localități din Mehedin sunt afectate. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 40 de cazuri, dar și un deces. Cele mai afectate localități sunt Breznița Motru, Drobeta Turnu Severin, dar și Prunișor. Odată cu numărul alarmant de cazuri, crește și rata incidenței la nivelul județului, cât și în fiecare localitate. Situația epidemiologică de astăzi, 15 martie, este următoarea. 839 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 143 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ, 368 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, județul Mehedin au fost confirmate COVID-19, 41 de persoane și a fost înregistrat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedin este de 1,41. Numărul de cazuri per total în județul Mehedinți este alarmant. În jur de 6460 de cazuri au fost confirmate. La nivelul județului nostru, situația localităților cu rata incidenței cumulative este peste 1,5 la 1000 de locuitori.